venit la festivitatea pe care o organizăm ca recunoaștere a unor rezultate de excepție, care reprezintă rodul efortului și perseverenței elevilor care au înțeles că a fi performant la învățătură înseamnă a fi performant în viață, dar și al dăruirii cadrelor didactice care i-au pregătit. Pe scena excelenței vor urca astăzi nu 73, ci 132 de elevi care s-au distins prin rezultate deosebite obținute la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar 2018-2019, obținând atât premii individuale cât și premii pe echipe. Organizăm, iată, și în acest an această festivitate, desigur cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș, care acordă, ca de fiecare dată, premii în bani acestor elevi deosebiți. Și mulțumesc și eu pe această cale domnului președinte Vasile Iliuță și consilierilor județeni care an de an înțeleg cât de importantă este investiția în educație. Dacă vă amintiți, chiar la finalul săptămânii trecute, premiam, bineînțeles, tot datorită Consiliului Județean, elevii care au obținut rezultate deosebite la concursurile Ion Barbudan Barbilian, Ion Cheșcă și Ion Onuță. Mulțumim încă o dată, domnule președinte, și vă invit alături de mine pentru a adresa mesajul dumneavoastră elevilor performanți și profesorilor deosebiți care i-au pregătit. Cred că noi, Consiliul Județean, și aici, uite, o văd pe Laura ca inspector, consilier județean, cea care susține învățământul județean, în Consiliul Județean, pe tot ce înseamnă nu numai proiectul olimpicilor, toate proiectele de învățământ. Doamna inspector general, trebuie să vă felicit pe dumneavoastră, echipa de inspectori, profesorii, cadrele didactice care s-au preocupat să avem olimpici, noi, cei de la Consiliul Județean trebuie să ne facem datoria față de aceste performanțe ale județului. Vă felicit și suntem lângă inspectoratul școlar și lângă elevii județului Călăraș. Vă felicit! Vă mulțumim, domnule președinte! O să invit alături de mine și, desigur, ne onorează prezența la acest eveniment a prefectului județului Călăraș, domnul George Iacob. Bună ziua tuturor și bine ați venit! Distinse cadre didactice, dragi elevi, acesta este momentul dumneavoastră. Astăzi sunteți prezenți cei mai curajoși, cei care și-au dorit să ajungă aici, pentru că restul a depins doar de dumneavoastră. Aveți în spatele dumneavoastră familia care v-a susținut, vă susține și cu siguranță alți grup, alți prieteni. În fond, nici nu știți dumneavoastră la un moment dat cât ne mândrim noi cu dumneavoastră. În urmă cu mulți ani, la liceul agricol, participam tot așa la o astfel de întâlnire, un astfel de eveniment. Mi-a plăcut teribil. Atunci am realizat ce potențial are județul nostru. Cât potențial există în cadrele didactice și cum ele sau aceste rezultate au fost transmise, cunoștințele, dumneavoastră elevilor. Sunteți ambasadorii învățământului călărășean. Sunteți cei mai buni și cu siguranță exemple pentru alte zeci de colegi ai dumneavoastră. Vă felicit și mă mândresc cu rezultatele dumneavoastră. Sper să o țineți tot așa, rezultate din ce în ce mai bune, iar excelența să fie alături de dumneavoastră. Baftă tuturor! Vă mulțumesc eu! Vă mulțumim, domnule prefect!
Înainte să invit colegii mei, inspectorii școlari, pentru a începe deja festivitatea de premiere, aș mai dori să fac o precizare. Avem rezultate de excepție obținute atât de elevii de la liceele teoretice, de la liceele tehnologice și de la școlile gimnaziale din mediul urban, dar și din mediul rural. Prin urmare, performanța se regăsește în tot județul Călăraș. O apreciem și noi ca de fiecare dată și încercăm să o stimulăm prin premiile pe care le acordăm în fiecare an. Felicitări tuturor, mult succes mai departe. Începem deja cu premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la limba și literatura română și invit alături de mine pe doamna inspectoare, profesor Eugenia Ioniță. În calendarul competițiilor naționale elaborat de Ministerul Educației, în dreptul disciplinei limba și literatura română există 3 olimpiade și 2 concursuri interdisciplinare. Și de asemenea o olimpiadă de limba latină. Toate aceste competiții sunt nominalizate aici în diplomele pe care trebuie să le înmânăm astăzi elevilor noștri. Asta înseamnă că la premiera organizată la etapa națională a acestor competiții, cel puțin o dată s-a auzit numele județului Călăraș. Este momentul acum să le mulțumim elevilor, profesorilor care i-au pregătit, dar și colegilor mei din județ, profesori de limba și literatura română, care au făcut parte din comisiile de organizare și evaluare a olimpiadei la etapa județeană. Evaluarea a fost una corectă, obiectivă, dovadă rezultatele cu care elevii noștri au venit de la etapa națională. Acestea fiind zise, să trecem la nominalizarea elevilor premiați astăzi. Diploma de excelență se acordă elevei Velicu Ana Luiza de la Colegiul Național Neagoe Basarab-Oltenița, clasa 10-a, pentru premiul al doilea obținut la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română Liceu. Profesor coordonator, doamna profesor dr. Viorica Crețu. Cred că vom renunța la îmbrățișări pentru că durează prea mult. Dat fiind că Oana a obținut cel mai mare premiu, am considerat că este cazul să facem lucrul acesta. Urmează un premiu pe echipă. În calendarul despre care vă aminteam, există o olimpiadă pentru elevii din mediul rural. Ea se numește Universul Cunoașterii prin Lectură. Au fost 4 elevi din județul Călăraș prezenți la olimpiadă, care au elaborat în echipă lucrarea scrisă și au plecat din județ cu un portofoliu. Elevii sunt următorii. Culea Mălina Alexandra era clasa 8, acum este clasa 9. Profesorul coordonator Mila Costel. Cibian Alexandra Simona. Liceul Tehnologic Matei Basarab Mănăstirea, clasa a 7-a. Rămâne aici, rămâne aici. Doamna Crețu, să rămâneți pe aproape pentru o poză de grup la sfârșit, da? Da, sigur, da. Domnul profesor este aici, Alina, Mălina este la școală. E la liceu, așa este. Același premiu se acordă elevului Miliță Ionuț Andrei de la școala gimnazială numărul 1 Dragoș Vodă. Mariana Valentina Pojocaru. Și cea mai mică dintre participanți, Dumitru Daria Carmen, de la școala gimnazială numărul 1 Jegălia, clasa 5-a.
obținut premiul al treilea, Olimpiada Universul Cunoașterii prin Lectură, cum vă spuneam. Tot la Olimpiada de Limba și Literatura Română a obținut mențiune eleva Călin Ioana Tatiana, clasa a 5-a, școala gimnazială Mihai Viteazu Călăraș, eleva pregătită de profesoara Monica Popa. Pentru următoarele premii, invit alături de mine pe părintele inspector, Arcadie Puișor, pentru că vorbim despre un concurs interdisciplinar, română și religie. Concursul se numește Cultură și spiritualitate românească, la dumneavoastră. Și eu vreau să-i anunț pe cei care intenționează să participe la ediția din acest an a concursului că în calendarul care va apărea în curând, concursul acesta a devenit olimpiadă. Deci vom avea olimpiadă de română și religie, olimpiadă interdisciplinară. Diplomă de excelență se acordă elevei Fierea Adina Mihaela. Clasa 8-a, pentru mențiune men obținut la acest concurs. Felicitări! Diplomă de excelență se acordă elevei Savu Mirela Bianca de la școala gimnazială Nicolae Așa pentru premiul special obținut la acest concurs. Diploma de excelență se acordă elevei Matei Mihaela Alexandra de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călăraș, clasa 10-a, pentru premiul special obținut la acest concurs. Sunt invitate și doamnele Dumitru Ștefana și Niculescu Mădălina. Este plecată în Bulgaria într-un proiect al liceului. Diplomă de excelență se acordă elevei Mihai Gabriela Claudia de la Colegiul Național Neagoe Basarab Oltenița, clasa 11-a, pentru premiul special obținut la acest concurs, profesor Cornel Crețu Viorica și Clipas Georgeta. Mai avem. Vă spuneam că sunt două concursuri interdisciplinare, de fapt unul este transdisciplinar, se numește Ionel Teodoreanu. În fiecare an avem premii la acest concurs, care este unul deosebit. El presupune interpretarea textului literar, dar și interpretarea imaginii. S-au întors cu premii elevele ruse Daria Ioana de la Liceul Tehnologic Matei Basarab Mănăstirea. Eleva Găbreanu Bianca de la școala gimnazială Nicolae Titulescu Călăraș, clasa a 6-a, profesor coordonator Mădălina Chirea, iar pentru Daria am uitat să o anunț pe doamna profesoară Anciu, Anda Anciu, de la Mănăstirea. O rugăm să vină. Și ultima diplomă este a elevei Culea Mălina Alexandra, anul trecut elevă în clasa 8-a la școala gimnazială numărul 1 Ciocănești, acum elevă la Colegiul Național Barbu Știrbei, domnul profesor Mila Costel este aici. Felicitări tuturor! Felicitări încă o dată!
Este un motiv de bucurie, este un motiv de mândrie. Trebuie să fiți mândri de dumneavoastră pentru că vă aflați astăzi pe această scenă. Aveți, desigur, toată prețuirea noastră. Urmează Olimpiada de Limba Latină. Începem cu eleva Buzduga, Daria Andreea. Anul trecut era clasa 8-a la școala gimnazială Mihai Viteazul din Călăraș. Daria a obținut mențiune MEN la Olimpiada de Limbi Clasice, așa cum vă spuneam, limba latină. Profesorul coordonator, Magdalena Decu. Este elevă la Colegiul Național Barbu Știrbei. O așteptăm și în clasa a noua, la Olimpiadă. Următorul premiu, un premiu special, obținut la etapa națională, aparține elevului Palade Vlad Gabriel. De asemenea, clasa 8 anul trecut, la școala gimnazială Mihai Viteazu, profesor coordonator, Magdalena Decu. Elevul Dumitrașcu Filip Nicolae. Obținut premiu special la Olimpiada de Limbi Clasice, limba latină. Eram obișnuiți să-l nominalizăm la limba română. Anul acesta va fi premiat și la română și la latină, nu-i așa? Și Dima Vali, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călăraș, este elev în clasa a 10-a, a obținut tot un premiu special la Olimpiada de Limbi Clasice, limba latină. Același profesor coordonator, nominalizat 2 ani de-a rândul profesorul anului pentru aceste rezultate pe care le obține la Olimpiadă. Felicitări! Bună ziua tuturor! Sunt Corina Diaconu, inspector pentru limbi moderne. Și mă bucur să văd aici în număr atât de mare reprezentanți de frunte a învățământului călărășan. În ceea ce privește limbile moderne, avem și pentru anul școlar precedent motive de mândrie și țin să precizez și pentru cine nu știe, la limba engleză, de exemplu, la Olimpiadă, concurența este acerbă. Copiii sunt extraordinar de bine pregătiți, iar misiunea celor care sunt în juriu este extrem de dificilă. Cu atât mai meritoriu este rezultatul pe care l-a obținut anul acesta, mă rog, anul școlar precedent, Cătălina Stroie, de la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș, clasa 11-a, urmată de doamna profesora de la Barz. Le invit pe amândouă în scenă. Da? Este și Cătălina? Am înțeles. Ok, atunci îi voi mâna diploma doamnei profesor, care cu atâta dăruire își pregătește elevii. Întotdeauna a fost nominalizată și am felicitat-o și pentru profesorul anului 2018-2019. Chiar dacă nu mai avem dusul la Olimpiadă. Deci la Olimpiadă și ceilalți participanți la național au obținut rezultate frumoase, dar așa cum vă spuneam, fiind concurența atât de mare, premiile se obțin extrem de dificil. De aceea avem un singur premiu, cu toate că punctajele sunt foarte înalte. La limba franceză, avem și o debutantă, pentru că am uitat să vă spun despre Cătălina Stroie, că ea a mai obținut rezultate frumoase și în alți ani la Olimpiada de engleză, dar premiul este prima oară când obțin. Vă spuneam că la limba franceză avem o debutantă în privința Olimpiadei, și anume pe domnișoara Constantin Ioana Maria de la Școala Gimnazială Nicolae Titurescu din Călăraș, clasa 7-a, și profesoara coordonatoare Olivia Bolboacă. Felicitări, domnișoară, încă o dată. Și să sperăm că acesta este doar
debutul pe care îl face în Galeria Olimpicilor la limba franceză și că va continua cu rezultate la fel de frumoase sau chiar mai frumoase. Mulțumirile trebuie adresate dumneavoastră și părinților care o susțin pe domnișoară. De asemenea, avem două rezultate la fel de frumoase de la Colegiul Național Nagoe Basarab din Oltenița. Este vorba despre domnișoarele Maria Mâinea și Marta Laura Gheorghe. Le-am citat împreună pentru că profesorul următor este același, și anume Diana Șerban. Da. Felicitări fetelor. Și doamna profesor Doina Șerban a fost de mai multe ori profesorul anului nominalizată și a primit distinția de profesorul anului pentru că mereu reușește să obțină așa rezultate minunate cu elevele dumneai. În privința olimpiadelor am finalizat evidențierea rezultatelor acestea de excepție pe anul precedent. În schimb, mai avem la concursul național Public Speaking, un concurs de prestigiu cu finală internațională la Londra. E adevărat, România n-a mai obținut de ceva vreme premii la Londra de câțiva anișori, dar pe plan național concurența este aprigă și iarăși precizez, este foarte greu de departajat. Ei, cei mai buni dintre cei mai buni de la noi din județ anul acesta, sau mă rog, anul școlar precedent, au fost Mălina State de la Nagoe Basarab din Oltenița și tot de la Nagoe Basarab Alexandru Becheru, ambii îndrumați de doamna profesor Monica Gheorghe. Mălina a reușit să obțină premiul al treilea în semifinala națională. Felicitări! Așa, și Alexandru Mălina a reușit să vină. Așa, și încă o dată felicit echipele, pentru că eu consider că numai așa se poate obține performanța la acest nivel, lucrând în echipă. E vorba de echipa familie, elev, profesori. Felicitări încă o dată! Bună dimineața, copiii grozavi, colegi, e momentul matematic. Invit pe scenă pe David Ghibu și Andrei Bon. Nu o să vă plâng că sunt puțini, nici nu o să mă mândresc că sunt mulți, dar vă rețin atenția două minute cu dimensiunile Olimpiadei de Matematică. La clasa 5-a, unde a fost David, în județul Călăraș, mic așa cum este, la etapa locală au participat la, da, peste 300 de copii, 100 la județean. Realizați că în cele 41 de județe, plus cele 6 sectoare ale Bucureștiului au fost implicați 10.000 de copii la bază. Au ajuns la etapa națională cei mai buni 110 copii, iar David a fost pe locul 9. Bravo. Ei și ce? Premianții la etapa națională, în clasele ceva mai mărișoare, cum este Andrei, au locuri asigurate la orice facultate din țară. Cei care sunt mai aproape de vârf, dar nu medalie de aur, sunt admiși la orice facultate din Europa, iar cei care sunt în locul olimpic se bat pe ei, marele facultăți din lumea aceasta, Harvard, Princeton. În ultimii 30 de ani, toți componenții lotului olimpic au absolvit marele facultăți din lumea aceasta. Și de aici mare imensă presiune pe Olimpiada de Matematică. Și atunci nu pot să fiu decât mândru că și noi din județul nostru avem astfel de elevi în față. Felicitări! Mă
Anul trecut școlar, Olimpiada Națională de Tehnologie a Informației a alocat județului nostru 5 locuri. Din cei 5 elevi care ne-au reprezentat județul, 3 s-au întors cu rezultate bune și foarte bune. Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori. În ordine următoare, se acordă diploma de excelență elevului Delcuiescu David de la Liceul Tehnologic Alexandru Odobescu, Lehliu Gară, coordonat de domnul profesor Ștefănescu Gheorghe. Se acordă diplomă de excelență elevei titrat Cristina Georgiana de la Colegiul Național Nadoi Basarab Tolteinița, care a obținut mențiune MEN și medalie de argint. Și am uitat să menționez, elevul Delcuiescu are tot medalie de argint la Olimpiada de Tehnologie a Informației. Se acordă diplomă de excelență elevului Barbu Ștefan de la Colegiul Național Nadoi Basarab, coordonat de domnul profesor Chițu Lucia. La disciplina religie, Olimpiada Națională de Religie, avem două premii, două eleve muncitoare și responsabile. De altfel, așa cum sunt toți copiii care au fost încununați cu aceste premii, cu aceste diplome de excelență, și lăudabilă este activitatea Inspectoratului Școlar Călăraș și totodată și a Consiliului Județean, pentru că promovează și sprijină astfel de inițiative care nu fac decât să ducă mai departe și să anunțe, să trimită un mesaj pozitiv că se poate, că dacă muncești, că dacă pui în valoare darul pe care l-ai de la Dumnezeu, darul pe care l-ai de la părinții tăi, munca profesorului și munca ta ca elev, te vei încununa de răsplată. Răsplata nu este doar o formă de aprobare sau de recunoaștere a unor merite, ci ea este rodul unei munci, rodul unui efort pe care ar trebui să îl susținem toți. Felicit pe toți elevii care au performat, pe toți profesorii și pe care au pregătit și familiile lor. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru lucrul acesta și totodată îl rugăm să ne dăruiască ajutorul său în continuare. Elevii care vor primi diploma de excelență sunt eleva Stancu Maria de la Colegiul Național Barbu Ștefan, premiul special obținut la Olimpiada Națională de Religie. Invităm și pe doamna profesor coordonator Duță Valentin. Felicitări. De asemenea, diploma de excelență se acordă elevei Mihai Narcisa Rafaela de la Colegiul Național Neagoe Basarab, Oltenița, clasa 12-a, pentru premiul special obținut la Olimpiada Națională de Religie, profesor coordonator Pripas Georgeta. Narcisa nu este prezentă, dar sora ei va fi aici pe podium, care a obținut de asemenea și ea un premiu la cultură și spiritualitate.
Părintele, inspector Băișor, nu mai am nimic de adăugat în introducere. Voi trece direct la citirea numelor elevilor care la concursul de chimie, concursuri foarte dificile, au obținut rezultate deosebite pe care astăzi îi sărbătorim. Ce au în comun cei trei elevi? Pasiune și perseverență. Într-o doză cum numai chimia știe să o pună. Se acordă diplomă de excelență elevei Baltac, Sorana Gabriela, de la Colegiul Național de Agricultură. Și mă gândesc că profesorul îndrumător este de un fel de catalizator al rezultatului obținut. Doamna Baltac Tudora. O echipă de la Liceul Tehnologic Cundulea este posesoara unui premiu, unei mențiuni speciale la sesiunea de comunicări științifice pentru elevi. Este vorba de Ion Denisa Maria și Butoin de doamna profesor Bogdan Simon. Ziua, segmentul de geografie, cei 19 care au 20 de premii și 11 antrenori, vă rog pe scenă. Vă rog frumos să-i aplaudați. Aceasta este echipa Călărași. Avem elevi de la Fundeni, aplauze pentru școala Fundeni și Consiliul Local, care întotdeauna s-a preocupat să-i trimite la Olimpiadă. Avem de la Perișorul și de la Chiselet. Deci copii din mediul rural care au antrenori, care se respectă pe ei, iubesc geografia. Și de data aceasta cele mai multe premii ajung la Centrul de Excelență Lehliu. Aplauze pentru Lehliu. Și atunci să începem. Călin Elena Valentina de la Școala Gimnazială numărul 1 Chiselet. Olimpiada Națională de Geografie, profesoară Maria Valea. Perțea Silvia Cristina, Liceul Alexandru Odovescu Lehliu Ugară, antrenor Lidia Sterienescu. Ene Izabela Ștefania, Colegiul Național Barbu Știrbei Călăraș, profesor Marica Carmen Elena. Manciu Ion, Colegiul Național Barbu Știrbei Călăraș, profesoară Marica Carmen Elena. Și am terminat cu Olimpiada Națională de Geografie. Da? Vasile, am uitat pe cineva? N-am uitat pe nimeni. Chiselet, Lehliu și de două ori Călăraș. În regulă. Mica Olimpiadă Terra, un concurs online de care copiii cred că știu, poate adulții știu mai puțin. Este un concurs care aduce în România peste 7.000 de elevi participanți. Este generos pentru că se adresează elevilor din clasele 5-7. Este un concurs care în faza finală este online pe o platformă care ne este pusă la dispoziție de Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș. Vasile Monica Gabriela, Școala Gimnazială numărul 1 Fundeni, premiul întâi. Anton Marius Iulian, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, antrenor Chițu Costel, Georgiana Unișor este cea de la Fundeni. Ulmeanu Andreea Carmen, clasa 7, Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Puișor Luiza Corina, premiul întâi. Până acum am avut numai premiul întâi, la clase diferite. Găbreanu Bianca, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, antrenor Chisu Costel. Mă bucur că ai stat în margine, domnișoară, ca să mai culegi un premiu și de la geografie. Rădoi Denis Ionuț, Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Dănuleasa Gabriela. Premiul 3. Voicu,
Ioana Delia, școala gimnazială numărul 1 Lehliu, rugăreanu Ioana antrenor, mențiune. Ilie Diana Andreea, școala gimnazială Mihai Viteazu Călăraș, puișor Luiza Corina antrenor. Dima Maria Alexia, școala gimnazială Nicolae Titulescu Călăraș, Chițu Costel antrenor. Grigorescu Alexandru Andrei, școala gimnazială numărul 1 Lehliu Gară, rugăreanu Ioana. Dumitrescu Andrei Cosmin, școala gimnazială numărul 1 Lehliu Gară, rugăreanu Ioana. Până acum, Ioana, unde ești? Ai stâns cam tot. Da. Decu Vlad Andrei, școala gimnazială Carol I Călăraș, profesoară, antrenor Stanciu Valentina. Vă rog frumos să-l aplaudați. Este și la istorie și la geografie, deși mama e profesoară de latină, că așa se întâmplă la geografie. Ilie Ovidiu Gabriel, școala gimnazială numărul 1 Perișoru, Valentina Vodorogea. La dânsa, eu o strâng mâna și o felicităm pe doamna profesoară Valentina Vodorogea că s-a alăturat excelenței de la geografie, după ce a mai făcut un bibic. Ene Izabela Ștefania, o primim pentru Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului. Ai plecat cu mulți bani astăzi, domnișoară, acasă. Călărașul este reprezentat cu cinste la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, an de an. Antrenorul este Angel Daniel. Din păcate, pregătește echipa liceului pentru deplasarea în Spania pe un program Erasmus. Doamna directoare de la liceu este și dumneavoastră, nu am văzut-o în sală. Ieri am văzut că au avut, este doamna adjunctă, aș vrea să se ridice mâna. Am văzut ieri niște imagini foarte frumoase de la festivitatea de deschidere a proiectului Erasmus. Domnul Angel Daniel a reușit să ne aducă premiul întâi la sesiunea de comunicări științifice, secțiunea geografie fizică, prin Grasul Giulia, de la Colegiul Național Nagoie Basarab-Oltenița, și premiul al treilea prin Găină la Vine Andreea, la secțiunea geografie umană. Aceștia suntem noi. Și ia uite ce îi tremură mâna. Și bineînțeles, mai avem o diplomă de excelență care este tot la sesiunea de comunicări științifice. Uite, era sub vinietă, dar era ultima. Am trecut cu albastru ca să văd unde se termină geografia. Stoian Nicoleta Cristina, liceul Alexandru Odovescu, Lehliu Gară, antrenor Stelierescu Livia. Vă doresc să fiți ca și anul acesta, puternici. Aplauze pentru cei 19, 20 de premianți și 11 antrenori.